Între timp, până la Paște au rămas zile numerate, iar gospodinele sunt în pregătiri pentru masa de sărbătoare. Tradiția este respectată în localitățile țării, unde în aceste zile se coace pască și se vopsesc ouă, care se vor sfinți la biserică în noaptea de înviere. Vor mare în familia Chiriac din satul Volovița, raionul Soroca. Gospodina casei s-a trezit în zori pentru a pregăti aluatul. Pasca trebuie frământată din făină de calitate, condimentată cu bunătate și credință. Pentru Paște întotdeauna se pregătește cozonacul pentru, după o rețetă specială care o păstrez, chiar vă spun, cinstit de la mama mea, dar mama tot, tot spunea că și bunica așa o învățat-o. Spre deosebire de cozonac, care este dulce, pasca se face cu umplutura de brânză, iar la mijloc se face semnul crucii. În luat spune Ouă, punem unt, ouă, coajă de lămâie, iată, fructe uscate, punem zahăr. Într-familia noastră ajunge un cozonac, dar iată, mai multi fac, mai mărunti că copiii, la copiii le place. Până se coace pasca la cuptor, gospodinele tradițional vopsesc oua de la bunei ne -mi minte că joie se vopsesc ouăle. Și ne stăruim să le vopsim mai multe culori. La noi de Paște vin oaspeți foarte mulți, cam vreo 40 de ouă le vopsim. Pasca rumenă și frumoasă alături de ouăle roșii va fi pusă în coșul de Paște pentru a fi sfințită în noaptea învierii, după care vor sta la loc de cinste pe masa de sărbătoare.